Eu am înțeles că domnul Ștef, care s-a implicat în această cursă electorală pentru primăria municipiului Satu Mare, nu pentru a câștiga, ci pentru a ajuta candidatul UDMR-ului, având o negociere, înțeleg, pentru un post la Consiliul Județean. Și asta mi se pare că este un lucru care arată cu oarecare lipsă de caracter, pentru că când te implici într-o cursă pentru primăria unui municipiu, așa cum este Satu Mare, cu o situație destul de sensibilă, cu gândul că tu, de fapt, vrei să ajungi în alt post, asta înseamnă că păcălești oamenii. Și am făcut referire la dumneavoastră pentru că am înțeles că se tot laudă prin județ cu marile realizări pe care le-a făcut guvernarea PSD. Și opinia domnului Tăricianu și opinia liderilor alte de la București a fost aceea că la Satu Mare trebuie să mergem împreună. Decizia luată pe plan local de domnul Ștef este o decizie extrem de egoistă, tocmai pentru că, așa cum spunea și Liviu, nu știe bine că nu o să ajungă primar, ci vrea să-și obțină o altă funcție. Apelul meu, de asta ne-am venit aici amândoi, apelul meu este nu către un vot etnic, ci către un vot pentru un gospodar.